cei care s-au opus cetății informale, Eminescu. Și cu mari regrete constatăm mari personalități ale culturii contemporane. Adversar ai lui Eminescu. Dar în egală măsură vedem și foarte mulți în cetatea informală Eminescu care nu cedează reduta. Și mai mă gândesc la un lucru, apropo de reduta informală. Acum 2000 de ani, la reformarea lumii, la nașterea omului nou, a noului Adam, la ieslea lui au venit magii, cei mai înțelepți oameni ai pământului, să-și depună, cum s-ar spune, omagile unuia care îi întrece cu mult în tot ceea ce înseamnă cunoaștere. Păi s-a vorbit aici de cum este perceput Eminescu afară. Să știți că avem oșteni pentru cetatea asta informală, nu neapărat în contururile țării. Au depus mărturie și omagiu personalități ale culturii române, percepute la rândul ca genii. Acum câțiva ani, chiar în această sală, vorbeam despre geniul lui Eliade, constatat chiar de italieni undeva departe. Ei bine, Eliade a depus omagiul lui Eminescu. Vorbim despre Eminescu ca despre o redută informală, dar care nu se referă numai la poezie. Reducându-l pe Eminescu numai la geniu poetic, unde într-adevăr a atins sublimul, mărginim reduta. Îi retezăm din creneluri. Înainte de a fi fost cunoscut ca poet, pentru că afirmarea înseamnă un drum lung, el a fost cunoscut ca om angajat în evenimente publice. Să reținem faptul că la nici 16 ani, el cunoștea istoria națională și o cunoștea așa de bine încât vedem omagiul depus de marele istoric la rândul lui geniu, care este Nicolae Iorga. Ce spunea Iorga despre Eminescu, apropo de spiritul istoricului? Eminescu stăpânea cu desăvârșire cunoștința trecutului românesc și era perfect inițiat în istoria universală. Nimeni din generația lui n-a avut în acest grad instinctul adevăratului înțeles al istoriei. La nimeni el nu s-a prefăcut ca la dânsul într-un element permanent și determinant al întregii lui judecăți. Iată omagiul lui Nicolae Iorga. În domeniul creației limbii, pentru că o redută informală se ține cu limba, se ține cu credința, se ține cu iubirea de moșie, se ține cu toate acestea. În domeniul construcției limbii, îl găsim sigur că da, cu omagiul său, chiar pe Titu Maiorescu, despre care putem discuta într-un anume registru, poate cel politic, și de destinul omului care are o anumită polivalență. Să spunem așa, Eminescu, ca toți marii poeți lirici care au făcut epocă într-o literatură, și-a făurit singur instrumentul pentru creațiunea lui. El a creat limba lirică necesară pentru exprimarea unor idei și sentimente adânci, de care nici nu visa literatura trecută. Al doilea, ca toți marii artiști, Eminescu a fost profet prin arta lui. Dar aș spune aici că el n-a fost profet numai prin arta lui, la care face trimitere mereu Maiorescu. Și știm, el a fost profet și prin, să zicem, angajamentul lui, prin premoniția lui,
prin devenirea în construcția lui a statului modern România. Mi-a plăcut că s-au recitat aici versurile din Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Ei bine, versurile acelea reprezintă deja, înainte de 18 ani, cum se considera înainte ca vârsta maturității, versurile unui Eminescu care nu avea decât 17 ani. Asta ca să vă arăt în continuare omagiul pe care îl depune prietenul lui, student și el la un moment dat la Viena, Ioan Slavici, care recunoaște că dintre toți colegii lui era foarte deștept, știa foarte multă carte. Eminescu, înainte de toate, citea mult și cu o repeziciune uimitoare. Nimeni dintre contemporanii mei nu a ajuns în ceea ce privește ideea națională la o concepțiune atât de clară ca Eminescu. Iată viziunea colegului lui de doar 19 ani și în același timp participam la acel proiect dedicat marelui eveniment de la Pudna, eveniment în care voiau să antreneze toată studențimea. Iată-l pe Eminescu, militant, formator de conștiință, de opinie, dincolo de viitorul poet. Că despre viitorul poet vom vorbi prin, după 1883 cu foarte multă aplicare. Și în anii care au urmat. Trebuie să vorbim însă de ziarist. Despre ziarist, pentru că prin editorialele lui extrem de dure, dar pătrunse de un adevăr, el a fost recepționat de români în general. El a fost un om angajat politic și lucrul ăsta se ocolește de foarte multe ori. Chiar Titu Maiorescu îl numește ca fiind în cei primi 11 cap ai Partidului Conservator. Iată-l pe Eminescu căzând la un moment dat de pe reduta acestui și am să rostesc aici chiar niște versuri premonitorii, într-un anume fel, postume apărute în 1871 scris, Cântecul Lăutarului, avea 21 de ani, spune: doar atunci când prin lumine moi sui la Dumnezeu, veți gândi și voi la mine cum am fost în lume eu. Și continuă, de asemenea, în 1876, următoarea considerație. E importantă omenirea în cei ce vor și cei ce știu. E împărțită omenirea în cei ce vor și cei ce știu. În cei din tâi trăiește firea, ceilalți o cumpănesc și o scriu. Ar fi foarte multe de spus, nu vreau să confisc, dar aș mai adăuga un lucru care poate să dea un răspuns privind debarcarea lui de la Timpu într-un moment, zic eu, de destin pentru nație. Și l-aș cita pe vicontele de Chateaubriand, care în 1807 scria un articol în ziarul Le Mercure, și după acest articol ziarul a fost desfințat, și mă gândesc că după articolele scrise împotriva viitorului tratat secret din 1883 al României alături de puterile centrale și lui Mihai Viteazu, Mihai Eminescu Viteaz, bineînțeles, în toată lupta lui, va fi fost debarcat de la ziarul Timpul, iar destinul ziarului se știe. Cu plecarea lui Eminescu a intrat practic în... S-a întrerupt. Exact. Ce spune vicontele de Chateaubriand? Zadarnic huzurești, Nero. În imperiu s-a născut deja tacit. Deci în reduta informală, ieșind din viață, rămâi cu ideile avansate. Iar istoricul, pentru că este și istoric, așa cum spunea Nicolae Iorga,
supraviețuiește. Așa că toți cei care astăzi contrează într-un fel și se opun cercetărilor pe bază de documente privind restituirea omului politic Eminescu și a luptei lui pentru împlinirea unui destin fericit al neamului lui, greșesc. Tacit a venit după Nero. Știm ce s-a întâmplat cu Nero. Vă mulțumesc!